Vestea bună pentru locuitorii care folosesc sistemul centralizat de încălzire a locuințelor este că majorarea nu va fi resimțită în buzunarele populației. Diferența dintre prețul de producție și cel de facturare va fi suportată de primărie. De acest lucru îi asigură edilul pe cetățeni. Pe 234 de lei plătește populația și 100 de lei plătește primăria. Nu există o intenție de majorare a prețului în această toamnă sau în iarna următoare. Prețul pe gigacalorie la populație este de 370 de lei, 31. Prețul efectiv pe care îl plătește populația, consumatorii care sunt racordați la sistemul centralizat, este de 234 de lei per gigacalorie. Diferența de 136,31 fiind suportată printr-o subvenție acordată de Primăria Municipiului Medgidia. Așa că populația nu are de ce să se sperie, mai ales dacă se iau în calcul și subvențiile pe care statul le acordă conform legislației. Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor singure sau familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru realizat este modest.